Se mai întâmplă minuni și în capitală. An la rând, pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucani a dominat haosul provocat de comerțul ilegal. Acum două săptămâni însă, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Cei peste 100 de comercianți s-au lăsat convinși de polițiști să-și vândă marfa în piață. Odată cu ei a dispărut și mizeria pe care o lăsau în urmă. La începutul lunii august a fost schimbată conducerea sectorului de poliție responsabil de această zonă de la Buiucani. Odată cu această decizie a fost schimbat și modul de abordare a problemei. Am aplicat o altă metodă decât aceea de controle și de sancțiuni contravenționale, metoda convingerii. Oamenii au înțeles, fiindu-le prezentat în fiecare dimineață de către agenții de poliție, că mizeria pe care o lasă în urma lor este o imagine foarte urâtă Chișinăului. Strada este de nerecunoscut după ce vânzătorii și-au strâns teșghelele din stradă. Așa arată acum trotuarul din fața fostului cinematograf Flacăra. Locuitorii capitalei sunt mulțumiți că a dispărut haosul și mizeria din zonă, iar ei au pe unde să treacă. E mai liber, e mai curat, e mai mult mai sigur. Cădit legi stau la mnogă. Netu talcuci. Anterior, vânzătorii de ocazie achitau zilnic taxele pentru un loc în piață, însă ieșeau cu lezele în drum să-și vândă marfa, deoarece, spun ei, aveau mai mulți cumpărători. Totuși, ei s-au convins că ordinea trebuie respectată. Nu am mai îmblat cu bâta după noi, suntem oameni înțelepți. Noi singuri am venit, ne-am spus ordinele care trebuie și că va fi amenzi mari. Și am venit la masă, doar noi avem mes în piață, lucrăm. Bătaie pe amendă nu a fost, dar au spus că să ne mutăm în piață și ne-am mutat. Dacă pe strada Ion Creangă s-a lăsat liniștea, atunci zona din jurul gării rămâne împânzită de vechituri care atârnă pe garduri și prin copaci. Se pare că și aici este nevoie de un nou sectorist pentru a stopa comerțul neautorizat. Am impresia că e ca când e după război. Foarte urât. Trebuie poliția să lucreze, dar nu numai să primească leafa. Ok, bazare doar să prescutiți pe определенном дне в определенном месте. Amenzile pentru comerțul ilicit ajung până la 700 de lei pentru persoanele fizice și până la 21.000 de lei pentru cele juridice.